Alarma s-a dat aseară în jurul orei 19:30, atunci când pompierii și polițiștii au fost chemați pentru a interveni la o tentativă de suicid. O tânără de 20 de ani a vrut să se arunce de la etajul 3 al unui bloc de pe Aleea Moșatinii. Pompierii care s-au deplasat la fața locului au reușit însă să o convingă să renunțe la gestul necugetat. La data de 5 octombrie anul curent, în jurul orei 19:30, polițiștii secției 1 Poliție Urbană Iași au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către o femeie despre faptul că fiica sa ar intenționa să se sinucidă. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au discutat preț de 45 de minute cu femeia, aceasta renunțând la gestul său. Ulterior a fost transportată la o unitate medicală. Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea întregii situații de fapt. Spre dimineață, pompierii și polițiștii au fost alertați din nou de această dată la un incident petrecut în cartierul Tătăraș, acolo unde două mașini au ars ca o torță. Nu se cunoaște cauza producerii incendiului, însă o anchetă demarată de polițiști și de cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență va stabili ce anume a provocat incidentul.